Nu sunt acasă. Da unde ești, mă? E foarte frumos aici și la dumneavoastră. Chiar a făcut foarte frumos. Singura problemă că, într-adevăr, înăuntru e un pic mai frig decât afară. Dar aminterea... Chiar aveți de tot. Aveți pendulă, aveți coarne, zici tu ceva. Antibiotică aveți? Acum ai vorbit așa din ideea în care nu ne audă, nu? Da. Ești handicapat, e la 20 de centimetri, om. Rugă să ne iertați, cred că am luat-o și noi un pic razna, suntem de atâtea ore. Cred că să murim, am avut cu niște... Bă, eu cred că ăsta nu înțelege românia. Da, la asta mă gândeam și acum, habar n-are de română, dar e lemn. Parlez-vous quelque chose? No. Cum e, mă, în germană? Halt. Halt? Halt. Păi halt înseamnă stai. Mi se pare că a plecat undeva. Bă, că ți-ești burată. Asta seamănă cu un film. Ce film? Ștefan cel Mare. Asta seamănă cu Ștefan cel Mare? Nu, cu Carl. Tu ce vrei? M-a pișat pe mine. Știu, idiotule, ne-ai spus pe drum. Nu, acum m-a pișat pe mine. Da. Hai că fii să s-a îndrăgostit de tine, norocosul, drăgu. Vii, nu te, drăgu, ste, de ce să moară mama, zici că-i lupul, nu-s cu fița rușie după ce au murit-o pe măsamare și s-a îmbrăcat în măsamare să moară mama. Te, drăgu, de... Lăsi, stai dracu, jos. Da. Noi acum ne-am cam duce un pic afară, la căldură. Mulțumim pentru ospitalitate. Ne-a părut bine. Deci, noi acum am cam... Plecă. Exact. Unde să plecați, mă, băieți? Oriunde. Deci noi am mai stat, vorba e toate condițiile aici și așa, dar avem și noi de ajuns undeva, vă mulțumim. Poate pe viitor luați o cușcă la fata dumneavoastră, așa că dacă mai vine cineva să mă vadă drept. Ai nebunii, handicapatule. Roberte. Bă, nici la stomatolog, dacă mă duceam, nu scotea fix păseaua asta a mâncat să-i gurăt. Bă, ăla ne-a puiat aici, om. E un spirit observatic extraordinar. Bă, e cineva aici. Dar noi suntem tiratori de noi. Nu, aici.
Stai. Ești bine? Stai liniștit. Eu sunt Ruby. Lodia Ghinescu. Poftim? Elodia Ghinescu. Așa, Gina, zi, te rog frumos, de la început tot, da? Să nu ratezi absolut niciun detaliu. Deci, de la început. Eu când m-am născut, mama mea era în Torino. Eu aveam un bar acolo, care după care... Nu-i fată! De la început, de când au plecat băieții. Lasă că-i proastă. Ești speriat. Zi-mi, te rog, deci, Ginuța, unde s-au dus băieții? Unde au zis ei că merg? Malone mi-a spus textual. Păi, pe drumul care o luăm noi, n-a luat-o nimeni acum. Pe unde o luăm noi, n-a mai luat-o nimeni acum? Ce înseamnă asta? Eu cred că e un aforism de-al lui. Da, e fix stilul lui Malone, exact cum vorbește el, în aforism. Stați. Pe unde o luăm noi, nu a mai luat-o nimeni acum. Ce e acum? Jui. Nu. Ba da, e jui. Nu, e iarnă, e zăpadă. Deci, pe unde nu poți să o iei când e zăpadă? Pe Transfăgărășan, că e închis. N-ai cum. Mergem după ei. Hai, nu, tu stai că ești... Vă lăsăm, da? Așa. Hai, băi, Gina. Să ai grijă. Să nu plângi. Nu plânge. Să rămâi puternic. Hai. Hai. Fă sex cu fata. Eu nu... colegul. Sigur. Malone, rog o sifre, adică nu mai plecăm de aici. Nu.